Odată cu relaxarea condițiilor pandemice, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Hunedoara și-a reluat activitatea normală cu publicul. Acest aspect se observă și prin organizarea, în data de 14 aprilie, a primei burse a locurilor de muncă din acest an, acțiunea celor de la AJOFM Hunedoara urmând a avea loc la Orăștie. Odată ce ne permite starea asta de relaxare și condițiile ne permit să putem din nou să organizăm burse, ne-am hotărât, în funcție de numărul de locuri anunțate în agenții, să organizăm din nou bursa locurilor de muncă. Astfel că, în data de 14 aprilie, începând cu ora 10, la sala Astra din Orăștie, vom fi prezenți cu un număr considerabil de locuri de muncă și angajatori. Așteptăm pe toți cei care își doresc să-și schimbe locul de muncă sau să-și caute un nou loc de muncă la sala Astra, la Orăștie, începând cu ora 10, în data de 14 aprilie. Agenții economici interesați să participe la bursa locurilor de muncă de la Orăștie pot depune oferte de locuri vacante până în data de 13 aprilie la sediul AJOFM Hunedoara, situat în Deva, Piața Unirii numărul 2. Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon 0254 216 151.